Râurile din bazinele hidrografice din județele Olt și Telorman și afluenții mici ai râului Vedea din județele Olt, Argeș și Telorman, unii afluenții ai Argeșului Superior din județele Argeș și Dâmbovița, și râurile din Dobrogea, județele Constanța și Tulcea sunt vizate de noua atenționare hidrologică valabilă pentru zilele de 20 și 21 august până la ora 16. Fenomenele vizate sunt scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, vituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debit și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. În urma acestei atenționări, președintele CJSU Dâmbovița, Ioan Marinescu, a dispus monitorizarea cu atenție a fenomenelor hidrometeorologice la nivelul localităților pentru a se putea interveni în timp util în cazul apariției unor situații de urgență. Se impune de asemenea urmărirea evoluției situației hidrometeorologice în conformitate cu regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice logice periculoase, accidente la construcții hidrotermice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră.